De unde evadezi? De cine te ferești? E o evadare din societate. Din societate. Dacă vrei ești așa. Rol pozitiv sau negativ? Nu știu. Tind să cred că toate rolurile sunt cumva și pozitive, cumva și negative. E un film despre oameni și oamenii sunt complexi și sunt și. Înțelegi undeva? Asta să știi. Asta a fost filozofia mea. Deci noi sâmbătă la prânz, uite, ne distrăm, gătim, facem. Apropo de asta, mă apuc să-ți gătesc pentru că yes! Ce vrei tu de mâncat? În sfârșit, un om care mănâncă cu carne multă și cu toate cele. Normal, cum să? Deci, de unde vine chestia asta cu mâncarea tradițională asta ta? Că nu prea obișnuită. De obicei, cei de vârsta ta... de când voiam să spun și eu asta? Cei de vârsta ta sunt mai cu chestii de-astea noi, gen paste, pizza... Iar tu ai mâncare aproape tradițional românească din zona Moldovei, nu? De unde păi cu asta am copilărit eu. Se poate spune cu ce actor străină? Sigur. Unul dintre actori este Eggie K. Adams, care o joacă pe Ramona. Așa. În filmul pe care tocmai l-am menționat și a fost foarte frumoasă revederea cu ea, evident. Și alte nume pe care n-a putut să le descoperiți în cinematografe. E despre oameni și foarte mult este vorba despre relații, Ștefan. Păi să mă duc la film, poate cine știe, învăț ceva și eu. E clar, de învățat și personajele și, de fapt, distribuția e atât de diversă, încât oricine, sunt convins, oricine se poate să rezoneze cu cel puțin un personaj din film. Voi aveți dubluri la filme? Tu faci cascadorii? Ai făcut până acum? De obicei îmi fac eu cascadorii de mele, nu? Tu ți le faci? Da, normal. N-am avut niște... Sunt mic Tom Cruise. Băiatul ăla de face cascade. Tom Cruise, așa. Acest Tom Cruise al României. Și cum e să faci cascade? Nu e periculos? Nu, ai mereu o echipă de cascadori care are foarte mare grijă de tine. Și se întâmplă uneori, sunt niște înhămat. Am ăla asta din Germania, de exemplu, am fost înhămat la 30 de metri deasupra unei ape. Așa, wow, știi? Cât de tare! Da. Mai spune-mi chestii de-astea din filme, ce ai făcut. Păi... Și ai filmat și în ăsta, în Perfect Escape, ai filmat undeva la... Munți. Cu munții lor. Da, într-o cabană. Într-o cabană mai mare, un resort, de fapt. Așa. Deci, și acolo am avut o cascadorie foarte bună. Scuze, ce vrei să te las te... Nu, zi-mi de cascadorie. Am avut o cascadorie, evident, am filmat în munți, deci era foarte frig. Da. Când am filmat scena, secvența asta, nu ningea, dar au dat din soare și vijelie falsă, dar aia se simte reală, evident. Da. Și am un moment în care mă dezbrac complet și trebuie cum să complet? Am chiloți pe mine. Nu. Gata. Ce mult strică, știi că dacă stai foarte multe reclame, în reclame joci? Făceam când eram mic, dar nu prea mai fac. Deci asta că făceam când eram mic mă omoară, deci mă doare la stomac, știi când îmi spune. Of. Cu astea am început cu reclame, știi? Da? Da. Mai tare cumva, mai chunky. Tare, da? Okay. Da. Mai bine bătut cartoful sau să aibă așa schel? Păi să zic, pastă, mai chunky, pastă? Mai... Atunci mai mari cartofii. Da, exact, mai bucățit, nu? Mamă, mulțumesc. Deci fii atent că îți fac în sfârșit, pot să-mi dau doctorat cu piure. Deci eu nu-mi place piureul la pastă. Aoleu, îl detest eu, vom. Și atunci îl fac mai așa și îl mai prăjesc un pic de tot. Nice. Încercăm? Da, hai. Hai să facem asta, o rețetă că ne permite personajul ăsta ca să-mi iasă. Ia uite, fii atent, sunt fierți. Seamănă foarte tare cu al lui mamă. Ne porcim cu ele? Da. Chemăm și echipa? Dar nu-mi vine să cred. De ce? Că este un lucru bun. E foarte tare. Adică chiar seamănă foarte, foarte mult. Bogdan, îți doresc din tot sufletul să ai roluri mari. Doamne. Să faci roluri bune, cum le-ai făcut și până acum. Și așteptăm semnul tău după ce vii de la Cannes, de la Oscar, Emmy, Grammy, sau ăsta nu e cum filmul cu muzica. Emmy merge doesn't matter. Da.